direct, doamnelor și domnilor. Vernisajul organizat cu ocazia celebrării zilei de naștere a lui Constantin Brâncuș în cadrul primăriei sectorului 1 este motiv de revoltă pentru Marcel Ciolacu și, citez, românul intră în hol, își face cruce și pleacă, a fost afirmația liderului PSD. Opinia sa este susținută în mediul online și de alte persoane care compară evenimentul cu expoziția de la New York din 2008. Atunci s-a iscat un uriaș scandal, întrucât Fecioara Maria era reprezentată drept măturător. Clotilde Armand, organizatoarea acestei expoziții, a explicat într-o postare pe Facebook că în acest vernisaj se regăsesc lucrări ale absolvenților din cadrul Universității Naționale de Artă din București. În încheierea postării, Clotilde Armand a făcut referire și la fostul primar al sectorului 1, Dan Tudorache. În imagini sunt lucrările despre care unii spun că sunt scandaloase. Ce să faci? Așa este când ești obișnuit să te uiți doar la diamante. Am încheiat citatul. Actualul primar al sectorului 1 a mai spus că susține tinerii artiști și îi sprijină oferindu-le un spațiu în care să își poată expune lucrările. Și discutăm despre acest subiect cu jurnalistul Digi24, Florin Negruțiu, alături de mine în platou. Bine ai venit, Florin! Bună ziua! Am văzut aceste fotografii împreună, am văzut cam cum arată holurile primăriei din sectorul 1 al capitalei și te întreb și pe tine, dacă intri în sediul primăriei sectorului 1, ce faci? Îți faci cruce și pleci sau rămâi? Păi nu, mă duc la biserică să-mi fac cruce sau îmi fac cruce acasă sau într-un loc în care sunt singur, nu știu ce... Unde își face cruci, unde bate cruci domnul Marcel Ciolacu, altfel un subtil critic de artă, după cum îl știm, spui Marcel Ciolacu, spui Luvru. Dacă nu era această dispută politică, nimeni nu vorbea despre un act artistic sau o expoziție de artă. Dacă statuile respective, chiar cu sânii la vedere, Doamne ferește, rămâneau în holul facultății de artă sau într-un muzeu, absolut nimeni nu vorbea despre asta și nu era scandalizat. Dar pentru că au fost expuse în holul primăriei, asta s-a tradus în cheie politică, atacuri politice și nu este neapărat rău că niște politicieni au atras atenția chiar în felul ăsta asupra operei unor artiști tineri. Cred că cel mai bun lucru pe care poate să-l facă arta este să evadeze din muzeu. Pentru că muzeu, cel puțin aici în România, nu merge nimeni. Este un loc în care poți te duci să bați cruci pentru că ești în singurătate în muzeele din România. Când ies exponatele din muzeu și se expun în spații publice, ele scandalizează. Am văzut ce s-a întâmplat săptămâna trecută cu Muzeul Chiciului, care a fost luat din locul în care se afla în centru vechi, s-a dus în mall, în mall AFI, și dintr-o dată un interes imens și critici pe măsură. Oamenii s-au simțit scandalizați. Poate că ăsta este și rolul artei. Să te trezească. Îmi scria ieri o doamnă foarte revoltată de ceea ce a văzut la sectorul 1. Domnule Negruțiu, arta asta este o porcărie, pentru că arta trebuie să-ți trezească sentimente frumoase, îmi spune. Îi spun, doamnă, aveți dreptate, arta trebuie să-ți trezească sentimente frumoase, dar poate să-ți trezească și sentimente urâte. Important este să te trezească. Ăsta cred că este rolul artei, să te miște. Arta care nu te mișcă, care va să zică, nu are efect asupra ta. Există un întreg curent artistic, o filozofie artistică la sfârșitul secolului XIX, poeții francezi spuneau épaté le bourgeois, scandalizații pe burghezi. Dacă arta ta, opera ta nu produce un efect scandalos în societate, înseamnă că tu produci degeaba. Iată, aceste opere de artă produc un efect, scandalizează și cred că este foarte bine că vorbim și despre niște acte artistice, în loc să vorbim etern și la nesfârșit despre politică. Și iată, vedem talentul unor tineri de la Universitatea de Artă din București. Poate vedea toată lumea cu această ocazie. Da, expoziția este gratuită. Nu toată lumea ajunge în primăria sectorului 1. Ne referim aici mai ales la cei care nu sunt din București. Și iată, cu ocazia aceasta au reușit să vadă despre ce este vorba și despre
ce lucrări sunt expuse în aceste zile în sediul primăriei sectorului 1. Mulțumesc foarte mult, Florin Negruțiu, pentru prezența în platou și pentru toate aceste detalii.